Având în vedere faptul că în ultima perioadă majoritatea incendiilor de locuințe și gospodării s-au produs din cauza mijloacelor de încălzire, Inspecția de Prevenire din cadrul ISU Basarab I Dâmbovița le recomandă din nou cetățenilor care utilizează pentru încălzirea locuințelor sobe, aparate ori mijloace electrice să respecte următoarele măsuri specifice de prevenire a incendiilor. Asigurați verificarea, repararea, izolarea termică și curățarea periodică a sobelor și a coșurilor de fum numai cu personal autorizat. Nu folosiți decât materialul combustibil pentru care a fost destinată soba și evitați supraîncărcarea acesteia. Nu folosiți soba decât cu ușița închisă. Așezați o tăviță metalică în fața sobei, în dreptul ușiței. Nu așezați în apropierea sobei sau pe aceasta materiale combustibile. Stingeți focul în sobă înainte de a părăsi locuința. Nu adormiți niciodată cu soba aprinsă. Verificați integritatea aparatelor și mijloacelor de încălzire electrice, iar în cazul în care acestea sunt defecte, reparațiile cu ajutorul unui specialist sau înlocuiți-le cu altele noi. Nu așezați aparatele electrice de încălzire în apropierea materialelor combustibile. Nu așezați materialele combustibile pe mijloacele de încălzire electrice. Decuplați aparatele de încălzire electrice înainte de a părăsi locuința sau de a dormi. Nu lăsați niciodată copiii nesupravegheați cu soba aprinsă ori cu aparate de încălzire electrice în funcțiune. Aceste recomandări vin în urma intervenției pompierilor de la detașamentul Târgoviște în comuna Ninoasa, marți 7 ianuarie, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o anexă gospodărească. De asemenea, pompierii de la Garda Răcare au intervenit în comuna Ciocănești pentru stingerea funinginii care s-a aprins pe interiorul unui coș de fum al unei locuințe. Echipajele SMURT din cadrul ISU Basarab I Dâmbovița au intervenit în această perioadă pentru a acorda ajutor medical de urgență la 28 de solicitări. Afecțiunile pentru care au fost solicitați paramedicii au fost traumatisme din diverse cauze, hipertensiune arterială, cefalee, afecțiuni respiratorii, afecțiuni renale, halenă alcoolică, dureri abdominale și lombare. Pacienții au fost transportați la spital pentru tratament de specialitate. Reprezentanții ISU au un mesaj scurt pentru cetățeni care sună astfel. Printr-un comportament preventiv, vă salvați viața și bunurile. Paza bună trece primejdiarea.